Salut, sunt Claudiu Sima de la Mobilissimo, iar astăzi vă prezentăm unboxing-ului Evoli Oneos, terminal de 4.55 și a fost lansat în această săptămână la un preț de 579 de lei. Pe fața ambalajului regăsim logo-ul Oneos, imaginea telefonului, în timp ce pe spate sunt prezente o serie de specificații care dezvăluie faptul că telefonul rulează Android 4.4 KitKat. În interior regăsim telefonul, device ce impresionează printr-o carcasă de doar 7,9 mm și cântărește 115 grame. Telefonul adoptă inserții din material lucios pe margini și un plastic mat pe spate. Cât timp acesta se aprinde, vom arunca o privire asupra accesoriilor. Din câte putem vedea, telefonul aduce un cablu micro USB 2.0 USB, un încărcător pentru perete de 1A, o folie de protecție pentru ecran, certificatul de garanție pe 2 ani și un manual de utilizare, loc în care vom găsi răspunsurile la întrebările noastre. Din câte ați aflat anterior, Evoli Oneos dispune de un display IPS OGS de 4.55 cu rezoluție 960x540 pixel. De asemenea, în interior avem un procesor quad-core de 1.2 GHz, 1 GB în memorie RAM, 8 GB spațiu de stocare și conectivitate GPS și GLONASS. Telefonul aduce o cameră VGA frontală, un earpiece, butoane capacitive de control, butoane de volum power, un port micro USB 2.0 și un microfon. În timp ce pe partea din spate avem o cameră de 1 megapixel cu bliss LED, logo-ul Neos și un difuzor pentru redare audio. Totodată, în partea de sus, avem și jack-ul audio 3,5 mm. Telefonul aduce la pachet și o baterie de 2000 de mAh, ce ar trebui să ne ofere o autonomie destul de bună. Cam acestea ar fi primele detalii despre Evoli Oneos și urmează să revenim cu un review detaliat în următoarele zile. La revedere!